Pana mea nebună vrea să ne căsătorim. Aceasta vrea să facă nunta chiar în seara asta, însă foarte multe persoane nu sunt de acord cu ea. Asta a dus la foarte multe certuri și la situații tensionate. Rămâi până la final ca să afli cum a arătat nunta noastră. Băieți și fete, am nevoie urgentă de ajutor. După cum puteți vedea, sunt închis în cameră de către fana nebună. O vedeți acolo pe Raluca cum se plimbă cu cuțitul pe stradă și m-a închis aici și a zis că să stau eu aici pentru că are ea planuri pentru mine și o să vină imediat să-mi zică despre ce e vorba. Bă, femeia asta e nebună, fraților. Păi și sunt atât de panicat pentru că nimeni nu știe în ce situație mă aflu. Domn polițist crede că sunt bine, de la lucru am liber, deci nimeni nu mă caută. Magdalena, Izabela și Răzvan sunt în vacanță, nimeni nu mă caută, fraților. Și nebuna asta mă ține captiv, uitați-vă. Se plimbă cu cuțitul, bă, a luat-o razna, man. Doamne, iartă, m-am închis aici în camera ei, habar n-am ce-i camera asta, dar e nebună rău de tot. Doamne, ce o să mă fac? Adică, vedeți că nu pot să ies deloc. Nu pot să ies, man. Oh my god, stai că intră în casă. Oh nu, oh nu, stai că cred că vine la mine. Cred că vine la mine. Uitați-vă la ea. Costi! Da. Nu sunt Costi, sunt Marius, ți-am mai spus de un milion de ori. Astăzi, în seara asta, ce? Ce se va întâmpla? În seara asta? Băi, nebună, uitați-vă la ea. Ne căsătorim, facem petrecerea la nunta noastră, dar nu ne-am cununat deja la cimitir, numai eu zic să nu mai facem nicio petrecere, eu zic să o lăsăm așa. Nu contează, facem petrecerea. Au venit prietenele mele, Alexia și Maia. Ok, păi și unde sunt, mamă, poate mă ajută astea, băi și fete? Uite, vorbește cu ele. Păi unde sunt? Poate mă ajută, le zic că să mă iasă. Fă cunoștință cu ele, n-auzi? Păi unde sunt? Că ele te strigă. Păi unde sunt? Unde sunt? Fă cunoștință cu ele. Dar unde e Alexia? Unde e Maia? Mamă, nu-mi spune că sunt doar în capul ei. Vorbește cu ele. Doamne, iartă-mă, ele vorbesc cu tine. Mamă, e nebună, rău de tot. Da, Alexia, da, Maia, da. Îmi place foarte mult de Raluca. Abia aștept să vină nunta. Auzi, Raluca, am o întrebare, dar cum îi spune, când faci o nuntă așa, o de-asta, nu trebuie să... Mamă, vorbește singură, băi, e nebună, rău de tot. Nu trebuie să faci... rezervare cu mult timp în urmă, adică cu luni de zile, adică așa de pe o zi pe alta. Ce vrei, Costi? Nu, păi eu suntem puțini. Păi și unde facem petrecerea? Putem face și la cafenea. Să facem petrecerea la cafenea? Cum să faci nuntă la cafenea? Putem încerca să vedem dacă vor, da, fii atent. Le luăm și pe prietenele mele cu noi. Ah, ok, bun. Ok, și conduci, tu mă duci la cafenea să vorbim. Ok, ok, ok. Păi, da, uite că cafeneaua e chiar aici, nu mai trebuie să conduc nimica. Să facem nuntă. Ok, Costi? Să nu fii rău. Da, 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 nu să rău. Haide să mergem la cafenea. Hai să mergem la cafenea. Yoho, hai să mergem la cafenea să vedem ce se întâmplă. Sunt și Alexia și Maia cu noi? Da. Alexia e încântată, da, observ. Ia uite că e cineva la cafenea. Bună ziua, bună ziua. Am nevoie de ajutor. Bine ați venit. Bună ziua. Raluca, vorbește tu. Bună ziua, zice și Alexia și Maia. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Putem face o nuntă aici la cafenea? Hai, spune că nu poți, că domne, ar trebui să faci așa ceva. Din păcate nu, doamne ajută. Doamne ajută, mulțumesc, doamne. Suntem doar 4-5, dar nu ținem nuți în local. Doamne ajută! De ce? Raluca, dragă, eu cred că pur și simplu nu este în ăsta lor, adică la nuți e nevoie și de mâncare și de multe chestii, este politica. Rezolvă, se poate, nu se poate. Nu, 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 Raluca, lasă. Hai să plecăm, căutăm altundeva, hai să plecăm. Hai mai bine să plecăm. Costi, vino. Ok. Doamne ajută. Bun. Gata, aia n-a fost să fie, hai să anulăm situația. Asta vrea să se pună în fața fericirii noastre. Cine e managerița de la cafenea? Dumnezeu, o femeie normală. Nu mai suport să vezi și fac. Raluca, calmează-te. Eu zic că Alexia și Maia sunt de acord. Lasă-le pe Alexia și Maia. Eu zic să renunță. Adică vezi că nimeni nu vrea. Ai ce să facem. Hai să...
Costi, ce? Ia mașina, haide că știu alt local. Păi da, mă, rău că dar e sigură că nu trebuie să... Știi unde să facem, o să fie frumos. Ok, hai să... Uite că iau mașina asta de aici, hai că o iau pe asta, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă. Conduc eu? Au intrat și Alexia și Maia în mașină? Da, Doamne iartă-mă, bă, asta-i dusă cu capul, băi, și fete, sunt foarte fericite. Ok, să-mi zici pe unde să o iau. Fac glume despre noi, că suntem doi porumbei. Doamne iartă-mă. Să-mi zici pe unde, stânga. Ok, Păi și du-te aproape de spital, e un local. Ok, da, și e sigură că o să putem să aranjăm nunta așa de... Da, Costi, da, crezi tu? Așa de... Tu nu ești fericit? Ba da, sunt foarte fericit. Sunt... Iuhu, ce tare, da. Doamne, sper că mă iubești, da, normal. Și în el, da, Doamne, ar trebui și despre să... Trebuie să găsesc o modalitate să scap de aici. Doamne, iartă-mă. Fetele vor să mă vadă cu inelul. Arată-le inelul. Haide, nu, că acum conduc și nu le văd pe fete, că sunt... nu le văd pe fete. Arată-le inelul, ți-am zis. Lasă, lasă. Spune unde să parcăm. A, de localul ăsta spui? Da. Doamne, iartă-mă, spre că aici măcar ceva să... să... Ok, păi și e sigură că o să ne lase să facem aici? Da. Dacă spui tu... Vorbește Alexia și Maia, dacă nu. Da, sunt convins că vorbesc Alexia și Maia, care nu există. În fine, hai să mergem. Hopa! Ia vedeți ce mai ce au. Un alt manager. Oh, mamă, aici e plin, pe bune. Bună ziua! Raluca, vorbește tu. Doamne, iartă-mă, Iisus Hristoase. Doamne, iartă-mă. Vă rog, intrați. Bună ziua, bine v-am găsit. Doamne. Vreau să fac o nuntă la acest local. Mă puteți ajuta în seara asta? Desigur, aici să fac nunți. Stai, ce? Nu se poate în seara asta, nu? E prea, prea din scurt, nu? Ziceți dumneavoastră. Nu se poate. Cum adică? Suntem grăbiți, suntem doar 4-5 în seara asta. Păi nu, nu se poate. Hai, ce? Nu vine să cred, nu se poate. Nu se poate așa, ce naiba. Corect, corect. Așa ați făcut și la biserică? Că ne-am, da, deci este o, este o, o nuntă mai specială, adică ne-am căsătorit, ne-am cununat la cimitir, e nebună, e nebună, vă spun, e nebună, vă rog eu, ajutați-mă, 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 gata, gata, ajutați-mă, vă rog, ajutați-mă, vă rog, ajutați-mă, mamă, ia, hai, Valea, haideți, vă rog eu, ajut, Doamne, iartă-mă, lasă-mă să fac nuntă aici, Alexia, bate-l, care Alexia, bă, gata, gata, că n-ai chef de sărăcii de-astea, Valea, Doamne, iartă-mă. Doamne, gata, gata. Gata, gata. Mamă, Costi, ce-i fac? Nu, 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 nu. Uite, nu e, pur și simplu, nu e cazul. Nu e cazul, ce să vezi? Nașpa rău de tot. Doamne, cum facem? Păi nu știu, vezi, nu, hai să lăsăm astea, zic eu. Eu zic să lăsăm totul. Hai de acasă. Ok, hai să mergem. Că găsesc eu o soluție. Doamne, iartă-mă, fraților, ce soluții să găsească! A urcat și Alexia și Maia. Alexia, să te duci să-l omori pe ăsta. Doamne, iartă-mă. Bă, fata asta nu și-a luat pastilele. Ce-i neregulă cu ea? Ce, Doamne, iartă-mă, de ce se comportă așa, că nu mai suport? Maia, lasă-o pe Alexia, că ea știe. Vorbește singură, fraților, și... Crează personaje în mintea ei nebună, Doamne, iartă-mă! Da, Maia, Costi e bucuros, mă cheamă Marius, o să ne arate inelul acasă. Ce inel? Ce inel? Și, Doamne, iartă-mă, se întâmplă. Doamne. Raluca, e sigură că nu vrei să renunțăm la toate chestiile astea? Adică poate te grăbești prea mult după o să regresi toată viața. Ce fericită sunt. Vrei să mă întristezi? Zi. Nu, vrei să fiu tristă? Nu, 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 Doamne, mă las că fac eu cumva să plec de cea. Și acum, Raluca, bănuiesc că ai luat inelul. Da, da, dar este o surpriză. Este o surpriză pentru o nuntă, desigur, este o surpriză pentru o nuntă. Dar acum nu să mă mai încui în cameră, nu? Adică, nu... în cameră cu tine.
Doamne, iartă-mă. Doamne, men. E sigură, iubire? E sigură? Mamă, băi, și fete, ce ne facem? Ce, Doamne, iartă-mă, ne facem nebuna asta? M-a închis iar aici. Bă, ce mă fac? Mamă, băi, și fete, au trecut câteva ore de când Raluca, efectiv, n-a mai venit la mine la ușă. Mă ține închis aici. Ce, Doamne, iartă-mă, face? Efectiv, aud cum vorbește singură cu Maia și cu Alexia, care nu există. Ia uite-o. Ia să-ți două secunde. Alexia, Maia, haideți. Costi, ce Doamne, iartă-mă, se întâmplă? Raluca, haideți să-ți zic ce să-mi zici. Am cea mai tare veste. Poți să nu mai ții cuțitul în mână. Te rog, știu cum să facem. Am găsit soluția. Ce să facem? Nunta? Costi, iubire, nu mă cheamă Costi. Ținem nunta la noi acasă, aici la mine. Ținem petrecerea aici? Ei o să fie frumos, dar m-am gândit la decorațiuni. Nu știu, eu zic că nu merge. Trebuie să fie cineva care să decoreze. Scheleți, sânge pe pereți de toate. Nu știu dacă o să fie bine. Adică nunta e o chestie foarte importantă și ar trebui să ai niște oameni care îți decorează. Așa tu singură nu poți. Suntem noi și chemăm designerii. I-am chemat, o să vină. Designer, oameni, s-a gândit la toate. Și Alexia și Maia, ce părere au? Sunt fericite? O să fie frumos și vulturi. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Alexia și Maia sunt cele mai fericite. Așteaptă să vadă. Dar tu ești sigură și dar tu crezi că aici o să fie bine cu sânge și cu toate astea? Adică, nu știu, eu aș vedea un design ceva mai frumos. Adică, cu roșu, așa, cu sânge. Și poate luăm animăluțe. No. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Iepurași? No. Bă, sunt chestii prea ciudate. Blană de animăluțe? No. Eu zic să, dacă chiar ai chemat designer, să vină și să zică ce să pună. O torță? Ceva draperii? Ceva flori drăguțe? Eu zic că ar fi bine. Stai niște, nu așa. Nu mă enerva. Nu te enervezi, doar îmi dădeam și eu cu părerea despre... Ne trebuie mult sânge. Ia vedeți cine a venit. Ia, au venit chiar designerii. Doamne, iartă-mă, unde au venit ăștia. Bună ziua. Bună ziua. Doamne, iartă-mă. Raluca, spune-le ce vor să... Ce trebuie să facă. Ce faceți, drăguților? Ajutor! Ajutor! Așa, foarte bine. Ce? Ajutor! Ținem o nuntă... Taci! Gata. Ținem o nuntă aici acasă. Doamne, iartă-mă, ce se întâmplă? Păreți foarte fericiți. Ajutor! Mulțumim, vreau să decorați până diseară să fie gata. Și cum doriți. Cum adică? E prea devreme. E prea devreme până diseară. Uitați-vă în casă să vedeți că nu e așa mare, se poate. Dar putem încerca. Haide mă, nu puteai să o refuzi. Poți încerca? Nu promite, dar vom încerca. Doamne, iartă-mă. Aveți timp diseară, vă promit, e mică casa. Cum ați dori? Doamnă, noi avem flori. Da, uite, fix ce am spus eu. Haideți să vă explic. Ia, să vedem. Perdele, drăguț, deci haideți să... Ia, păzea. Ce vrea să facă la bucătărie? Deci aici vreau să avem niște schelete pe perete. Unul real. Ce, Doamne, iartă-mă. Și mult sânge pe tavan. Să curgă de aici. Ce, Doamne, iartă-mă. Noi suntem de la design. Raluca, oamenii fixe, ți-am zis, au flori, au perdele drăguțe, au decorațiuni drăguțe. Aici va fi zona de dans. Băie nebună. Noi suntem de la design, de la crimă organizată. Da. Vreau, Doamne, iartă-mă, bă, fraților. Bă, e prea ciudat ce se întâmplă. Sincer să fim, noi nu putem așa. Vreți că nu faceți? Da. Haide. Haide, mă, nu. Haide la colț. Nu, băi, fete, nu. Nu din nou. Calmați-vă. Vă rog. Eu vreau asta. Faceți sau nu? Doamnă, nu avem cum. Nu.
Nu! 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 Tu faci? Spune că faci, spune că faci, spune că faci. Zi. Faci? Haide, omule, să le dea-ți viața. Încearcă să faci ceva. Nu! Nu! Doamne, iartă-mă! Raluca, de ce ai făcut asta? Ăștia se iau... Nu vor să fim fericiți, se opun. Mă duc înapoi în cameră? Da. Doamne, iartă-mă, dar... Raluca, ești... e sigură? Alexia și mama mi-au zis să-i omor. Ok, păi și că nu sunt bun. Păi și noi ce facem acum? Adică nu mai ținem nunta, nu? Știu ce facem, ce? Stai liniștit, ce? Găsesc eu. Păi Raluca, o să se facă seară. Știu pe sora mea. Nu m-a judecat niciodată. Păi cheam-o aici atunci pe sora ta și discută cu ea. Trebuie să mergem acolo noi, mamă, oare cum ar fi sora lui asta, băi, că e mai nebună ca ea. Să ne ocupe, să ne ajute. Bun, haide să conduci. Dar nu, Raluca, de fapt eu zic că mai bine nu. Eu zic să terminăm cu toate chestiile astea și să înțelegi că... Ok, gata. Doamne, iartă-mă, bă, băi, și fete, ce ne facem? Acum mergem la sora sa, cine știe cât de nebună e sora sa? Nu mă supăra, nu te supăr. Hai să mergem la sora ta, iuhu! Să-mi zici pe unde să iau. Aici, la stânga? Iau pe la poliție, drept în fața, din stânga, în cealaltă parte a orașului, sora ta. La casele acelea, da. Doamne, iartă-mă. Iubire, care casă? Am ajuns aici, fraților, care casă? Mă duc în stânga, în dreapta, în stânga. Ok. Și e hai în față, mai în față, ok. Unde e mai exact? Aici? O să vedem pe sora mea. Doamne, iartă-mă. Uite acolo, da. Doamne, iartă-mă. Ajutor, ajutor, ajutor. Bă, sper că asta nu-i nebună, sper că asta nu-i nebună. Salut. Salut, ajutor. Hei, ce faci, soră? Raluca? Am venit cu Costi. Care-i faza cu domnul ăsta? Eu nu sunt Costi, eu sunt Marius. Nu sunt Costi, care Costi? Vrem să facem nunta. Costi, să facem nunta. Omul ăsta e Marius. Exact, mă asculti? Nu te face că nu știi. Mamă, de se pare că sora să iei cu capul pe umeri. Costi e cel pe care l-ai omorât. E Costi reîncarnat, știi asta. Mamă, deci sora să știe? Dar uite bă că nu și-a pierdut micile. Du-te la psiholog, fato. Tu realizezi? E Costi, vrea să facem nunta. Nu vreau să fac nimic. Tu realizezi ce ai făcut? Mamă, se ceartă ei de un. Mamă, ai luat o viață de om. Mamă, nu! 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 A omorât-o și pe soră sa! Raluca, uite cum face până și sora mea se opune. Pă tot o dă pe asta cu iubirea, dar nu se opune nimeni iubirii noastre. Gata. Rămânem noi doi. Alexia și Maia. Alexia și Maia sunt aici? Suntem patru, da. Păi și ce facem? Facem nunta acasă? Sunt fericite. Ce facem mai exact? Facem nunta acasă sau ce o să facem? Doamne, iartă-mă. Da, normal, dar trebuie să facem jurămintele înainte. Și unde o să le facem? La biserică sau unde? Unde o să le facem? Trebuie să mergem la o casă abandonată. De ce la o casă? Ok. E aproape de unde stăm noi. Poți să lași cuțitul jos, doamne, iartă-mă, bă, omurtu și pe soră sa, fraților. Bă, ci nu mă supăra, nu te supăr, doamne, iartă-mă. Ok, deci să-mi spui, deci trebuie să ne întoarcem unde locuim noi. Da, ia, bă, mamă, bă, și fete, poate-i dă un polițist aici la secție, și îi pastaldează. Nu e, fix acum nu e. Mă, în față, mai în față, pe dreapta, o să fie o casă abandonată. Ok, iuhă, casa abandonată, iuhă, ok. E bine. Diseară o să petrecem, dar mai întâi să jurăm iubire eternă pe vecie amândoi. Doamne, iartă-mă. Da.
Și unde? Aici pe dreapta, unde mai exact? Alexia și Maia o să fie martori la jurăminte, mai în față. Unde mai exact? Pe dreapta. Oh my god, aici. Oh, nu. Ok, ok, ok. Uite-o. Ok. Ce-i casa asta, băi? Și fete, casa asta nu era aici. Ce, Doamne, iar cum s-a întâmplat? Mamă, bă, ce e aici? Ce frumos. Ok. Raluca, începe tu. Costi, ce? Acum o să jurăm amândoi. Tu începi. Promit că o să te iubesc toată viața până la dâși bătrâneți. Așa, promit. Și eu promit. Ce fericit suntem. Da, n-am jurat, băi și fete, că nu e ok. Ce se întâmplă? Doamne, ajută-mă, te rog. Iubire pe viață. Da, 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 da. Iuhu, hai, hai să mergem. Ei. Alexia și Maia au văzut? Da. Doamne, iartă-mă, ce, Doamne, atunci se întâmplă. Și ele au zis, ce frumos. Ok, păi haideți că o să mergem acasă și acum bănesc că nu o să mă mai închizi în cameră, nu? O să ne pregătim de petrecere. Tu n-ai avut cu prietenul tău cum am eu, habar n-am ce-i spus, ok. Nu mă mai închizi în cameră, nu? Păi trebuie să aștepți. Ce să aștept? Să pregătesc, Doamne, iartă-mă. Ok, haide, ok, da, ești sigură, da. Bă, băi și fete, ce ne faci? Basta-i nipru, bă, să mă ajute cineva, da. Te iubesc, pa, pa, pleacă de acolo, Doamne, iartă-mă. Trebuie să mă ajute cineva, fraților. Ok, fraților, suntem la nuntă. Iuhu, ne distrăm. E mare petrecere, băi, cea mai șoată petrecere posibilă. I-am zis lui Raluca că vreau să mă duc sus de 10 ori și de fiecare dată când zic, mi-arată cuțitul. Raluca, hai că mă duc... Costi, nu, da, iuhu, Maia și Alexia se distrează. Am comandat pizza, băi și fete. Când o să vină ăla de la pizza, o să încerc, nu știu, să dau niște semnale, codul Morse, să mă salveze. Suntem soț și soție, uite cum dansează Alexia. Da, wow! Bravo, Alexia! Care nu există, că e doar în capul tău, că ești o nebună. Da, ce fericită e, da, și eu sunt fericit. Toată lumea e fericită. E mândră de mine, da, și de tine, da, da, da. Păi că eu mă duc sus, că deja pe mine m-a luat... Nu mai, gata, nu mai fac nimic, asta e ștită, Costi, da, iuhu, cât de tare e, iuhu, haide să dansăm, opa, a venit livratorul de la pizza, ce vrea ăsta, păi am comandat pizza, salut, poți să intri înăuntru, îmi strică petice, nu, lasă-l, salut, bună seara, am comandat 4 pizza, că suntem 4 oameni, știți și voi, am comandat 4 pizza, că suntem 4 oameni, puneți așa pizza, lăsați așa, mulțumim. Îmi strică petrecerea, haide, rămâi la petrecere. Nu mulțumesc, pleacă. Ajutor, ajutor, sună la poliție, sună la poliție. Seară bună. Doamne, iartă-mă. Rămâi, pleacă. Uite, Raluca, ne-a adus pizza pentru cele 4 persoane. Ce bine arată. Nu vreau pizza, iuhu, totuși, da. Auzi, Raluca, pe mine, deci, nu știu dacă ți-am zis, însă când am mers astăzi la soră ta, a început să mă doară capul. Cred că a făcut ceva să mă doară capul. Și mă doare capul și trebuie să mă duc să mă culc. Așa că eu o să mă duc sus în cameră, o să mă culc. Hopa, stai că mai vine cineva. Cine e asta? Stai puțin. Bună seara, cine sunteți? Mihaela, cine e asta? Bună seara, ce vrei? Stai puțin. Mă scuzați de deranj. Spuneți, vă rog. Ajutorul, sunați la poliție. Sunați la poliție. Taci, Costi, îmi caut cățelușul și mi-e foarte frică că a murit. Oh, v-ați pierdut cățelușul? Noi chiar nu știm. Hai de înăuntru să-l cauți. Da, vă rog. Nu, vă rog, nu intrați înăuntru. Nu. Mă puteți ajuta? Este aici? Hai de înăuntru, da, cred. Nu, vă rog. Păi și fete, nu! Stai aici pe loc, nu. Aoleu, bă, de ce mi-a întrerupt petrecerea? Bă, asta e nebună! Nu, Raluca!
Raluca, dar era o femeie care își căuta cățelușul. Ce, Costi, ce? Era doar o femeie care își căuta cățelușul. Se opune iubirii noastre, nu se opune niciunei iubiri. Nu înțelegi. Dacă nu o omoram eu, o făcea Alexia și Maia. Alexia și Maia nu există, Raluca. A oprit-o pe Alexia din dansat. Era și ea fericită. Doamne, iartă-mă. Uite ce a făcut. Acum s-a dus... S-a dus pe bune. Sunt fericită. Iuhu. Ok, pai că eu mă duc sus. Eu zic că ce mai bine ar fi așa. Haide și tu la dans. Lasă că mă duc sus. Mă duc sus. Nu pot să mă duc sus. Auzi, auzi? Ce? Inelul? Nu știu dacă știai, dar inelul se dă de dimineață. Se dă de dimineață? Cum adică? Nu, nu, nu. Inelul se dă de dimineață. Dansează atunci. Să fim fericiți. Iuhu! Dansi și eu, iuhu! Dar acum pot să mă duc în cameră? Hai că mă duc în cameră, hai că mă duc în cameră, hai, hai, hai că mă duc în cameră. Nu! Rămâi! Doamne, iartă-mă, băi și fete. Da, o să stau aici până când o să mă ia somnul și nu o să mai am ce să fac. Doamne, man! Păi i-au omorât pe toți, i-au omorât pe toți oamenii. Bă, fraților, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă? M-am băgat și eu să mă culc, nici măcar nu știu unde e Raluca, cred că e jos sau ceva, și tot aud niște chestii. Oh, domn polițist! Maru, trezește! Maru, stai aici la geam! Domn polițist! Domn polițist, deci ați venit să mă salvați! Deci, băi, mă ține nebuna asta legat unde e! Mamă, e acolo, jos, mamă, ce ne facem, băi și fete? Domn polițist, ascultați-mă, trebuie neapărat să arestați pe aia, e acolo! Mamă, fraților, bă, da, cred că ea nu doarme! Ce ne facem? A venit domn polițist să mă salveze!